Da, bună ziua. În conformitate cu dispoziția domnului primar numărul 838 din 18 decembrie 2017, a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Rog pe domnul președinte să spună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară care v-a pus la dispoziție. Supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? S-a votat numărul 17. Da. Vreau cu domnul primar să prezinte ordinea de zi a ședinței cu suplimentarea unui număr de 5 puncte, în afară de cele 11, care v-au fost puse la dispoziție odată primirea materialului. Da, bună ziua și bine ați venit la ședința din data de 22 decembrie 2017. Avem 5 puncte plus pe ordinea de zi față de celelalte 11 care erau pe ordinea de zi. Ați primit materialele, probabil le-ați și studiat, știți despre ce este vorba, o să vă dau explicații la momentul respectiv pentru fiecare punct. Domnul președinte, dacă vreți să puneți spre aprobare diferența de subiecte, cele 5 subiecte pe ordine de zi. Supunem spre aprobare cele 5 puncte produse de domnul primar. Cine este pentru? S-a votat cu numărul 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul poliției locale și a serviciului public comunitar local, de evidența persoanelor pe anul 2018. Da, pentru ocuparea planului de ocupare a funcțiilor publice, anual Consiliul Local are obligația de a aproba funcțiile publice. Pentru anul 2018 avem un număr de 38 de funcții publice, din care ocupate au fost transmise 29, dar 27, am mai avut două încetări de activitate, domnul Stanciu și domnul Brescan. Deci sunt, rămân 27 de funcții ocupate și 11 vacante. S-a pus spre aprobare planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, exact așa cum v-a fost transmis și în proiectul de hotărâre, cu cele două, diminuarea celor două funcții publice. Adică ele, ca fiind, nu mai sunt ocupate, vacante. Comisia juridică? Comisia juridică a dat disfavorabil acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe pentru utilizarea temporală a locurilor publice. Da. Acest proiect de hotărâre se află mai bine de 30 de zile pe ordine de zi. Se află pe site-ul primăriei Dofteana. Aș vrea să vă informez că și punctul numărul 1 să dați aviz nefavorabil, pentru că eu personal nu sunt de acord la propunerea doamnei inspector Zăvoreanu Lugnița, la primul punct, deci este articolul numărul 1, punctul A. Și să votăm pe puncte doar punctul B. Și scrie acolo, taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru parcarea, oprirea și staționarea autovehiculelor abandonate sau scoase la vânzare pe domeniul public al Comunei Dofteana 10 lei vehicul pe lună. Deci doar atât să puneți, adică nu, să-l analizați, iar primul, vă rog frumos să dați aviz nefavorabil până în momentul în care vom lua o hotărâre cu referatul respectiv. Și acum puteți să discutați.
dacă sunt discutibile. Da, în cadrul Comisiei de Buget chiar s-a discutat ceea ce ați propus dumneavoastră, domnule primar. Era neclară de această taxă și cred că sunt în asentiment colegilor mei să dăm aviz nefavorabil primului punct din acest proiect de hotărâre. Deci, instituirea taxei de 10 lei pe an pentru parcarea de locuri publice. Pe an. Cealaltă e pe an. Primul este pe an. Da. Punctul 1 era pe an. Și la B era pe lună. Cea cu vânzări. Eu v-am explicat destul de clar. Nu sunt de acord nici eu și vă solicit și dumneavoastră să dați aviz de favorabil. Și B să-l luați în discuție. Deci, supunem spre aprobare. Comisia. Comisia. Buget. Aviz favorabil la punctul B. La punctul B. Cine este pentru? Punctul B. Pentru punctul B. 17 consilieri. Și apoi supunem spre aprobare punctual. Cine este pentru? Deci la punctual... Deci se respinge punctual. Se respinge punctual. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de numărul de datală și categorie de un număr administrativ în Comuna Doșteanu. Punctul 3? Da. Domnul Gionet? Da, dumneavoastră ați primit materialele. Pe baza acestui proiect s-a discutat de mai multe ori. Dacă aveți dumneavoastră de obiecțiuni sau propuneri, mergi la dumneavoastră. Comisia juridică? Aviz favorabil din partea Comisiei juridice. Discuții pe... dacă sunt? Informăm cetățenii că ele au fost puse și pe site-ul primăriei. Da. Deci au fost puse inclusiv pe site-ul primăriei, ce va urma de acum încolo. Noi, în baza hotărârii pe care o dați dumneavoastră astăzi, vom comunica OCPI-ului, Oficiului de Cadastru, noua adresă a terenurilor virane și a locuințelor din localitatea noastră. Bineînțeles că începând cu data de 1 ianuarie 2018, vom intra cu o nouă adresă, fiecare dintre noi, fiecare locuitor și fiecare teren viran din localitatea noastră. Aceste zis tabele și aprobări ale dumneavoastră vor fi transmise inclusiv evidențe populației și stare civile, în care începând cu data de 1 ianuarie, cine va face un buletin sau va avea nevoie de adrese, inclusiv la Registrul Agricol, se va schimba adresa așa după cum ați dat aprobarea dumneavoastră. Iar cele existente erau de urmate de schimbate, nu? Buletinul. Care cele existente? Adresa. Adresa din buletin erau de urmate de schimbate. Până la schimbarea buletinului și schimbarea buletinului se va petrece în momentul când aveți nevoie de... Și nu numai. Deci în momentul în care dumneavoastră vreți să faceți un proiect de casă, trebuie să o faceți prin noua adresă, da? Terenul va fi la Diaconul Mihai Sabdaghea, Comuna Dofteana, județul Bacău, dar nu va avea număr. Da. Și atunci, când ajungeți la OCPI pentru intambulare, în mod obligatoriu corespunde adresa dumneavoastră când aveți număr. Și trebuie să veniți să vă înlocuiți toate alea. Deci asta este valid. Dacă aveți discuții, vă rog frumos, puneți întrebări dacă aveți. Dacă aveți discuții. Dar nu aveți discuții, spune spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat cu numărul 17. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Domnule primar? Da, dumneavoastră ați avut materialul, a fost convocarea făcută în termenul prevăzut de lege, ați studiat, știți despre ce este vorba. E vorba și spune destul de clar. Se propune aprobarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrit și nitraz, nu? Din surse agricole. Conform anexei care face parte. Ați studiat materialul dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. Comisia juridică. Comisia juridică a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 6.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, orașul Dărmănești. Eu vreau să intervin, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Da. Deci se propune excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, orașul Dărmănești. Se propune analiza și calcularea consecințelor economico-financiare ale excluderii prevăzute la articolul numărul 1 din prezenta hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul asociației exclus. Se aprobă modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, corespunzător prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul Băuriță Toma să voteze în adunarea generală și așa mai departe. Deci dumneavoastră ați studiat materialele, vă întreb, ați discutat în ședința de comisie? Da. Stimați colegi, uitați despre ce este vorba. Eu știu ce consecință are această hotărâre și vă propun să dăm un termen de 30 de zile orașului Dărmănești să rezolve situația, că eu știu la nivel mai înalt față de situația cum ne aflăm noi acum. Corect. Deci dumnealor, fiind și în calitate de vecini aici, fiind și în asociația ADIS Bacău, fiind și membru fondator de la momentul în care s-a înființat ADIS-ul Bacău, în calitate de primar vă propun amânarea acestui proiect și solicitarea orașului Dărmănești cu celeritate să-și rezolve situația în termen 30 de zile, asta înseamnă până la data din 1 februarie 2018. Rezolvarea, știi dumneavoastră ceea ce au de făcut. Acum zilele acestea, cu două zile în urmă, au avut loc o ședință la Centrul de Afaceri Bacău cu ADIS-ul. Unii s-au întrunit AGA, acolo chiar nu a întrunit nici covorumul, nu a putut să țină ședința și să iau o hotărâre acolo. Am avut un reprezentant, dar eu vă propun, întrucât între timp, atât orașul Dărmănești, cât și cu ce persoane am mai discutat, bine ar fi să mai dăm un pic de clemență și dumneavoastră să-și rezolve situația, dacă aveți discuții. Aici implică multe. Să pui în spatele orașului Dărmănești să plătească toate cheltuielile care au stat la baza constituirii acestui master plan și plus de asta și alte cheltuieli care au fost făcute, cheltuielile sigur nu se pun în baza sau în spatele primarului, nici a Consiliului Local, ci se pun în spatele cetățenilor din orașul Dărmănești. Și nu cred că ne-am dorit așa ceva, dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. O întrebare. Noi o să facem amânarea, dar celelalte consilii locale? Hotărăsc dumnealor. Dar cine studiază legea în AGA, trebuie să voteze cine? Membrii ADIS. Da. Deci noi suntem unul care nu putem, nu am dat o hotărâre sau dăm o hotărâre negativă, nu? Da. Și în AGA ar trebui să fie toți. N-aș vrea să vă explic eu despre astea, sunt alții care conduce ADIS-ul. Deci noi asta este. Eu asta vă propun, dumneavoastră votați și doriți, dar eu v-am propus în calitate de primar, fiind și vecinii noștri aici, alături de noi, fiind și membri fondatori ai ADIS-ului, pentru că atât GAL Valea Muntelui, știți destul de bine, și multe proiecte s-au făcut pe GAL Valea Muntelui și încă se mai continuă, au fost făcute pe perioada când era domnul primar Spiridon, eu și alții care am înființat atât GAL-ul cât și ADIS-ul, suntem membri fondatori și n-aș vrea să luăm o hotărâre așa pripită, să ne mai gândim și să dăm un termen 30 de zile cu celeritate să rezolve situația orașului Dărmănești. Discuțiile. Discuții. Eu sunt de acord cu propunerea făcută de domnul primar, pentru că orice membru al unei asociații are dreptul la o șansă de a-și îndeplini obligații. Nu se știe peste 30 de zile dacă orașul Dărmănești nu îndeplinește condițiile să rămână în această. Domnule, domnilor, au contestat în instanță. Da. Și nu numai o singură dată. Odată au obținut o ordonanță prezidențială pentru ridicarea gunoiului. Acum, la ora actuală, domnilor, de la 1 noiembrie, nu li s-a mai ridicat gunoiul. Înțelegeți? Problemele interioare a lor, n-aș vrea să le discut, dar aș vrea ca să-și rezolve situația, pentru că nu vrem să ajungem și noi în așa ceva. Noi ne-am achitat la zi taxa de salubritate, am achitat factura inclusiv acum în decembrie, nu avem niciun fel de restanță la ora actuală, dar sper ca și dumneavoastră să-și rezolve situația și sunt sigur că o va rezolva. Bun. Și, deci luând o hotărâre pripită, creăm un precedent.
Avem un precedent și noi. Fiecare sunt problemele noastre. Fiindcă tu vei aici acolo și rezolvi. Tot ce se le rezolvi, e deschis. Da. Comisia juridică. Comisia juridică a propus amânarea acestui proiect de hotărâre. Da. Cine este de acord cu amânarea? S-a votat cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală a Comuna Tofteana la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Montesa pentru anul 2018. Și vreau să continuați în quantum de 1 leu locuitor pentru anul 2018. Ați studiat, ați avut materialul, știți cine este Montesa, în care și noi suntem membri fondatori. Montesa se traduce munte, sare și petrol. Și noi suntem exact cum e Galb Valea Muntului și o să inițiem proiecte, să putem absorbe proiecte europene pe această Montesa. Sigur că acolo sunt niște funcționari care își desfășoară activitatea, inițiază proiecte și fiecare dintre noi trebuie să contribuim financiar. Cu un leu vine în bani vechi 11 milioane și nu știu cât, vă vorbesc în bani vechi. Un e și ceva de rei. Dacă se ia după statistică, că aici se ia după statistică. Chiar dacă persoanele 30-40% sunt plecate în afara granițelor țării, noi trebuie să plătim pentru toți. Și vine o sumă în firmă. Nu este o sumă atât de mare. Dar dumneavoastră, cred că ați studiat toată documentația și știți despre ce este vorba. Ați văzut că 60% îi dăm în primul trimestru anului, diferența 40 până la data 30 septembrie. Dacă aveți discuții, vă rog foarte mult. Dacă aveți discuții. Comisia învățământ. Comisia disfavorabil. Cine este pentru? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind propunerea despre analiză și aprobare pentru scutirea de la plata impozitului pe teren a suprafețelor administrative de societatea comercială Compania Regională de Ape de Apă Bacău, pe raza Comunei Tofteana. Da, dumneavoastră ați citit, ați studiat materialul. Noi le-am, între timp, am făcut o adresă către CRAB Bacău. Aici sunt niște situații neclare, dar dacă dumnealor și le asumă, vedeți, spune teren incintă rezervor. Rezervor care el nici măcar nu este în funcțiune. Dar, atât timp cât îl ține, vorba de aici, de sus de pe podei, 600 de metri pătrați, teren cămine aerisire, aducțiune, 253 de metri pătrați. Și teren, cameră termică, stație, pompare, sat Cucuiesc, Comuna Tofteana. Bun, noi ne-am făcut o adresă, deci dumnealor sunt în afara inventarului, pentru că solicită 6 metri pătrați pentru stație de pompare la Cucuiesc, în condițiile în care sunt două. În condițiile în care mai e una la largă, în situația în care mai e una pe Valea Câmpului și una la Tofteana. Bun. Da. Dacă dumnealor nu răspund în termenul legal de 30 de zile, o să le pun impozite și taxe pe celelalte. Înțelegeți? Pentru că același lucru s-a întâmplat și anul trecut. O trimis pe cineva în teren, a făcut inventarierea, dar din inventariere reiese nici măcar jumătate din suprafețele pe care le au. Dacă nu solicită, că în baza legii avem dreptul să-i scutim de impozite și taxe, pentru că este o conductă de apă potabilă și rezervor de apă potabilă de interes național. Nu numai pentru Tofteana. Documentația, dacă nu va ajunge, noi ne-am făcut o adresă scrisă, dacă nu va ajunge la noi, vă supun după aia spre analiză și aprobare și o să implementăm în conformitate cu legea. Deci, dar acum vă supun spre analiză și aprobare 600 de metri pătrați suprafață rezervor, 253 de metri pătrați teren cămine, aerisire, aducțiune și 6 metri pătrați teren cameră tehnică, stația de pompare, sat Cucuiesc, Comuna Tofteana. Despre asta vorbim. Dacă o să fac o altă adresă, vă comunic la urmă. Dacă aveți discuții. Dacă nu, spunem Comisia Buget. Aviz favorabil. Spunem spre aprobare. Cine este pentru? 17, s-a votat cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 8. Proiectul hotărâre privind scăderea din evidențiile fiscale a sumelor cu titlul de amendă a unui contribuabil decedat, cojocarul Constantin Cătălin. Da. Ați studiat documentația, studiat referatul, dumnealui a acumulat amenzi
de 8.861. Era în perioada executării silite, cu un raport de evaluare și expertiză să ia niște terenuri. Acum o scapat de toate, dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. Comisia de învățământ a disfavorabil. Ce este pentru? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea anuală a indiciului de inflație a perioadei de anului 2017 față de media anului 2016, în vederea stabilirii redevențelor și chirierilor pentru anul 2018. Da, știți că redevențele, chiria și concesiunea se majorează sau se mișorează în funcție de indiciul de inflație. Anul ăsta avem un avantaj, anul viitor, practic, va mai crește cu ceva, dar nu prea mult. E vorba de 103,23% indicele de inflație, așa față de noiembrie 2016. Dacă aveți discuții, vă rog. Dacă aveți discuții. Comisia buget? Cine este pentru? S-a votat cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 1 de hotărârea Consiliului Local și 155-2017 pentru aprobarea unui sprijin financiar în vederea achiziționării de lemn de foc pentru încălzirea Bisericii Parohiei Ortodoxe, nașterea Maicii Domnului Cucuieț. Da, dumneavoastră a studiat materialul. Păi, explic, hotărârea Consiliului Local a fost luată, cred că cu 60 de zile în urmă, așa, s-a omis din partea noastră să trecem o valoare estimativă. Valoarea estimativă este de 3.000 de lei, nu va fi de 3.000 de lei, va fi mai puțin de 3.000 de lei, dar noi trebuie să trecem o valoare estimativă. Da. Dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. Comisia învățământ. Aveți favorabil. Cine este pentru? S-a votat numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 11. Proiectul hotărârii privind aprobarea introducerii în regim de urgență a conductei de apă în zona parc dendrologic Părâmul Adânc. Domnul da. Primar? Ați studiat materialul. Motivul pentru care noi ne-am grăbim și ne grăbim în continuare este acela că modernizarea drumului care face legătura între parcul dendrologic și Părâmul Adânc se află în licitație. Am să vă dau explicația terminare. Se află în licitație și sper ca să te termină cu licitația în luna lui ianuarie. O parte din constructori, sunt trei, care au participat la licitație, încă nu a deliberat comisia, până în prezent cine va fi câștigător, dar cineva va fi din cei trei. Probabil în iarna aceasta, în funcție și de timpul favorabil, vor începe niște lucrări la infrastructură. Am prins momentul, zic eu așa, acum exploatările de vădure din bazinul de exploatare a Comunei Dofteana a făcut o pauză de vreo 20 de zile, s-a exploatat mai puțin, pentru că acolo este numai o singură cale de circulație. Și ne-am apucat de treabă în regim de urgență să putem să blocăm conducta. Sigur că acolo mai sunt multe de făcut, dar în primăvară, dacă dă Dumnezeu și va începe modernizarea și va turna asfalt, după aia nu se mai poate lucra. E destul de clar și plus de asta, din primăvară, urma licitațiilor care va avea în iarna asta, se vor exploata material destul de mult acolo, mai ales dacă mai prinde și o ploaie, nu se mai poate circula. Deci, în regim de urgență, e vorba despre 2600 de metri liniari, iar plata se va face în anul 2018, când vom aproba bugetul. Dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. Comisia buget? Buget, aveți favorabil. Cine este pentru? S-a votat cu numărul. Bineînțeles, acolo, încerc scuze, domnul președinte, acolo nu va ajunge apa așa de vreme, pentru că avem nevoie de o stație de pompare. O să dau explicații la momentul respectiv, tot în această ședință, ce se va întâmpla cu apa potabilă de pe Cădiat, din Doctena și pe șesul Doctena. Dar voi vorbi atunci. Continuați, rog. Trecem la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din raza administrativ teritorială Dofteana în baza avizului privind aprobarea rețelei
Avizul conform 12.72/30/15.12.2017. Pentru anul școlar 2018-2019. A studiat documentația, știți despre ce este vorba. Avizul favorabil s-a pronunțat Inspectoratul Județean de Învățământ pentru toate cele trei școli. Deci nu am pierdut nicio școală cu PJ. Rămâne Hăgheacu, care va funcționa cu Ștefan Vodă, Cucuiețu, care va funcționa cu Larga, și Grădinița cu program prelungit, care va funcționa cu școala gimnazială Scarla Băghin din Dofeu. Vă supun spre analize și aprobare cele trei școli cu personalitate juridică care au obținut avizul favorabil de Inspectoratul Învățământ Bacău. Și dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. Dacă nu, spuneam spre Comisia de Învățământ. Comisia de Învățământ a dat aviz favorabil. Este pentru. S-a votat la numărul de 17. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcții publice din statul de funcție la aparatul de specialitate al primarului. Da, se propune modificarea funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a promovării doamnei Țifre Anișoară de la inspector gradul principal, gradația 5, la inspector superior, gradația 5, clasa 53, și a doamnei Stella Nicoleta, inspector principal, gradația 5, la inspector gradul superior, gradația 5, clasa 53. Deci, în urma promovării din 20 decembrie, aceste două funcții publice propun modificarea de la principal la superior. Dacă aveți discuții, mă întreb. Dacă aveți discuții. Dar nu, Comisia juridică a vizat favorul acestei școli de hotărâre. Cine este pentru? S-a votat cu numărul 17 consilieri. Numărul 14. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și închirierii contractului de hotărâre prin concesiunea gestionării serviciului de operație de deșeuri în județul Bacău. Da, am să dau explicații. Se propune acest proiect de hotărâre să fie aprobat în urma ședinței care a avut loc la Bacău acum. Vă dau explicații despre ce este vorba. La proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Despre ce este vorba? De Vrom Presto, când au câștigat licitația, au câștigat licitația să opereze, să colecteze gunoiul, deci să-l colecteze și să-l ducă la celula numărul 1 Bacău. Acum, se va da drumul la celula numărul 2 Bacău, asta înseamnă la 1 ianuarie 2018, celula numărul 2 Bacău, împreună cu stația de sortare Moinești, Onești, Găiceana, Berești-Azlău, le va da în exploatare unei societăți comerciale care are licență. Dacă citiți dumneavoastră bine, scrie acolo operarea instalațiilor. Deci această operare a instalațiilor nu este colectarea gunoiului de localități. Deci acolo, acea firmă care va fi dat prin delegare de gestiune și concesiune, va fi o altă firmă care are licență în instalații de deșeuri. Deci e vorba despre niște utilaje care ele stau la baza separării acestor deșeuri menajere și va avea și stații de compostare. Vedeți dumneavoastră, noi nu punem în un container sau un saci numai deșeuri menajere. Se mai pun și rumeguri și lemne și bolțari și așa mai departe. Iar acolo va avea o stație care le sortează. Totodată, de la 1 ianuarie 2018, această societate care va aduce containere de colectare selectivă a peturilor în toate localitățile au obligația asta și el le va duce, le va composta. Iar ceea ce este de transportat, va transporta la celula numărul 2 Bacău, numai gunoiul menajer. Diferența de compostare va fi
Sigur. Gunoiul se va duce la Onești, asta pot să vă spun de la noi. Și atunci, mașinile care transportă gunoi de pe Dofteana și din alte localități, nu mai spune, domnule, mă întorc la al doilea drum când vin de la Bacău și vine altădată noaptea. Și le ridică gunoiul la porțile oamenilor. Nu. Acum va fi mult mai aproape, gunoiul se va transporta de la Dofteana la Onești, iar cel ce concesionează aceste utilaje va fi o altă firmă față de firma care boletează gunoiul din localitate. Nu știu dacă sunt, am fost pe deplin înțeles de dumneavoastră. Da. E vorba despre concesionarea acestor instalații. Instalații de separare a deșeurilor. Discuții, dacă. Discuții, dacă sunt. Ce este pe s-a votat numărul de 17 consilieri, punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorului cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Da. Cred că dumneavoastră a studiat o parte din material cât ați avut și timpul la dispoziție și să deci până în prezent aveam 3.500 de lei. Cotizația la adres putea să s-a dublat, pentru că numărul de locuitori a rămas același, numai faptul angajații de la ADIS, în loc de 11, astăzi sunt 16. Mi-a crescut încă cu 5. Și nu numai. Responsabilitatea este alta. Dumnealor, am avut o discuție doar numai așa, cu ei, domnule, dar de ce s-o dubla și așa mai departe. Dar știți că, de-a lungul anilor, orice primărie, orice oraș, orice localitate, are niște taxe de plătit. Noi avem o confinanțare, știți, la protecția copilului, noi avem o altă taxă la ADIM, noi avem taxa la ADIS, noi avem la cele mai frumoase sate din România, cărui membru suntem, deci lucrurile astea se fac din luna decembrie fiecare an, ca începând cu bugetul anului următor, să prevedem un buget și să aprobăm sumele necesare la aprobarea bugetului. Dacă aveți discuții, vă rog frumos. Dacă aveți discuții. Comisia? Adis favorabil. Cine este pentru? S-a votat din numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 16. Rectificarea bugetului pe 2017. Dar doamna contabilă, vă rog, dacă vreți să dați în adresa 3090, comunicată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, ne s-au repartizat sume de calcate din TVA, valoare de 47.000 lei pentru finanțarea cheltuielor cu salarii și s-au hotărât judecătorești pentru învățământ. Iar prin adresa 21844 am primit sume din cote defalcate din impozitul pe venit de la Consiliul Județean Bacău cu valoare de 7.19.000 lei. Sumele alocate au fost distribuite la parte de cheltuieli conform adreselor sus menționate. Fiecare a avut creția lor. Vă rog să deliberați. S-a discutat și în comisie. Da, vă rog să deliberați pe puncte, doamna contabilă, nu știu dacă dumneavoastră aveți hotărârea acolo sau proiectul de hotărâre, deci pe puncte, puncte numărul 1, aș vrea să spun, se propune rectificarea bugetului local pe anul 2017, conformitate cu adresa numărul 20-12-2007, comunicată adică de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău. Asta v-a citit-o doamna contabilă, este vorba despre hotărârile judecătorești la învățământ, da. Așa, este, o vorbă, este vorba despre diferența salarială care trebuia dată și sumele care le-am primit noi la Consiliul Județean și trebuie rectificate. Bun. Asta este, vreau să dați un aviz favorabil sau cum doriți dumneavoastră pentru punctul numărul 1 și pentru punctul numărul 2. Se propune în cuantumul normei de hrană. Asta nu avem trecută. Deci se propune în cuantumul normei de hrană pentru polițiștii locali pentru anul 2018 în sumă de 3.000 de lei. Anul trecut, 300 de lei, scuzați. Anul trecut și anul ăsta am avut 600 de lei. Acum vă solicit și vă supun spre analiz și aprobare la 300 de lei. Ați văzut cu salariile s-au diminuat cu 0,54 din grila de ierarhizare. Asta înseamnă 725 de lei minus la fiecare angajat, inclusiv la indemnizațiile consilierilor și dumneavoastră aveau 600 de lei în condițiile în care le-au crescut salariile, acum propun 300 de lei, pentru că între timp ne-a venit o ordonanță de guvern care o avem și vă rog să o studiați. Pe anul 2018 trebuie să diminuăm cu 10% cheltuielile de bunuri și servicii
Deci cu 10% presupun, dacă am cheltuit 2 miliarde în 2017, 10% vine deci mai puțin cu 200 de milioane. Vă vorbesc în bani vechi. Da, și totodată, tot de la 1 ianuarie 2018, s-au blocat posturile în administrația publică, 50%, dar dacă se presupune pleacă două persoane, angajez doar unul, dar să fie pe aceeași funcție, același braț și aceeași și la contractual, da, doamna secretară? Da. Deci vă supun spre analiză și aprobare și punctul numărul 2, care se diminuează de la 600 de lei la 300 de lei, organizația de hrană a polițiștilor locale. Dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții, comisia, aveți favorabil. Cine este pentru aprobarea punctului numărul 1? 7 sau 7 consiliere s-a votat punctul numărul 2. Indemnizația la norma de hrană. Cine este pentru? S-a votat cu numărul de 17 consiliere. Da, deci s-au epuizat cele 16 puncte pe ordinea de zi. Da. Doamna contabilă, dumneavoastră, aveți treabă dacă vreți să merge. Colegul nostru, Gheorghiță Bumoc, dacă am epuizat toate punctele, are probleme de rezolvat, dacă vreți să fiți de acord. Da. Deci, la punctul de diverse. Da? Da. 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 La punctul de diverse, după ce s-au încheiat epuizarea tuturor punctelor pe ordinea de zi astăzi. Mulțumesc dumneavoastră pentru votul pe care l-ați dat. Între timp, în afară de ședința extraordinară, care știți că am avut-o, urmă cu o săptămână, în legătură cu sponsorizarea care stă la baza desfășurării activității de pe data de 31 decembrie 2017, aș vrea să vă dau citire tabelului nominal, atât dumneavoastră, cât și cei care ne ascultă la ora actuală, cei care au fost de bună credință și au sponsorizat cu sume de bani, nu contează cât, n-am să spun cât, dar vreau să spun numele. Și aș începe cu denumirea societăților comerciare, SC Autohan SRL, condusă de domnul Hanganu Viorel, SC Avanet Grand SRL Cristea Cătălin, SC Aviostar Șerban Viorel, II Alupe Elena, SC AIM Roata SRL Avădăni Ioan, PFA Pricop Anca Ioana Antohi Paul, II Barabașa Dorina, Barabașa Dorina, condusă această firmă, Buzescu Ioan, condusă tot de Buzescu Ioan, SC Bonsai, Țifrea Mare Cela de la Bogata, SC CTG, condusă de Creangă Costică, SC Caparalion, Potoc Ionuț, SC Coromelcea, condusă de doamna Coromelcea Mihaela, doctorul David Alexandru Zoltan, ne-a ajutat și dumnealui, doamna doctor Severin, la fel și mulțumim frumos, domnul doctor Buhnea, la fel ne-a ajutat și dumnealui, SC Dumitriu Romeo, condusă de Buștihan Ion, SC Dorinivas Vasilica Lenuța, SC Dani Amere SRL Țifrea Daniela, SC Dani Term, Genea Dan, SC Dazma, Deaconul Dănuț, SC Doina Impec SRL, Crăciun Doina, SC Ediflore Impec SRL, Botezatul Cornel, SC Electro Avanet, condusă de domnul Șerban Viorel, SC Eremil Trans, Taraș Emil, SC Eremil SRL, Bratul Mihail, SC Ilsic SRL, Stanciu Gavrilă, SC Escaval Impec SRL Munteanu Cătălin, SC Ferăstrăoaru, nu, Frăsinica SRL, iertați-mă, Camara Daniela, SC Fizu Zaharia Ionuț, SC FRS Climion SRL Ferăstrăoaru Mihaela, II Grozescu Ionuț, condusă de Grozescu, pardon, Ionuț, SC Ionela SRL Grozavu Nelu, SC Madisan Grozescu Bogdan, SC Modelino SRL Bânțu Nicolai, SC Moraru Com SRL Moraru Mariana, SC Metal Fabric Apostol Sorin, II Mircea Gheorghiță, Mircea Gheorghiță condusă de el, SC Marcovar SRL Marco Vasile,
S.C. Mih Giolernet Trans-SRL Grigore Mihai, S.C. Nedmari S.R.L. Vasilo Ion, S.C. Ozomed S.R.L. Porumbin Valeria, doamna doctor, S.C. Pricop Farm S.R.L. Pricope Izabela, S.C. Prodvicomir S.R.L. Bujor Victoria, S.C. Prodimare Infex Maftei Vasile, S.C. Peselva S.R.L. Bolea Elena, S.C. Coop Consum Dofteana Ababi Valentina, S.C. Vigaden Impec S.R.L. Genes Viorel, S.C. Zap Tur S.R.L. Zapor Daniela, I. Iorga Vasile, nu I. Iorga V. Alina, Iorga Alina, I. I. Mahu Daniela, Mahu Daniela, condusă de ea, S.C. Vis Distribuție Lăzărescu Vlad și în ultimul rând, Eged Mihai, persoană fizică, care și dumneavoastră ne-a ajutat, în total 9.560 de lei, 95 de milioane 600. În condiții în care dumneavoastră m-ați venit, era 90 de milioane în bani, când am făcut ședința de data trecută. Nu am spus cât, fiecare dat cât o putut. Le mulțumim foarte mult. Am afișat pe site-ul Primăriei Dofteana, cât și pe postul televiziune ACTA, fără sume, doar numai numele societăților și a celor care conduc aceste societăți. Sunt aproximativ acele societăți care ne-au ajutat și la zilele localității, pentru care le mulțumim foarte mult. Și totodată îi invităm pe scena protocolară, pe data de 31, începând cu orele 12. Vreau să vă informez atât pe dumneavoastră, cât și opinia publică, căci pe data de 31 vom avea următorul program cu privire la cețele de urși, mascați, urători, care vor fi prezenți pe scena noastră. La ora 12.30 își vor face apariția plugușorul de la Cucuieți, apoi ceata urșilor din Cucuieți, larga, dofteana și apoi seara. Aici vor mai interveni câteva modificări, pentru că nu am avut ultima ședință cu cei ce conduc cețele de urs și dumnealor vor fixa orele, dar în principiu vă spun cam cum au fost cei de anul trecut. Între orele 23 noaptea și 24 vom avea timp de o oră un spectacol cu doi artiști interpreți care vor veni și ne vor discreți frunțile între orele 23 și 24 prin grija unor sponsori din localitatea noastră care au solicitat și au spus vor să-și păstreze anonimatul, nu este o sumă atât de mare. Artiștii se numesc Cristina și Lică Chisca între orele 23 și 24. Am dat explicații despre program, am dat explicații despre programul de noaptea, când la orele 24, după spectacolul de oră, vom avea acel frumos foc de artificii în care vă invit atât pe dumneavoastră, cât și toți cetățenii din localitate. Așa cum am promis, în raportul de activitate de la care l-am prezentat și îl aveți și dumneavoastră acasă, fiecare raportul primarului cu activitatea lui. Am obligativitatea ca la sfârșit de an să-mi prezint acest raport de activitate, să-l repet, să zic așa, dar îl spun tuturor cetățenilor din Dofteana, căci investițiile care au stat la baza aprobării bugetului anul acesta, în anul 2017, proiect de buget pe care dumneavoastră l-ați votat, toate acele investiții au fost achitate până astăzi. Nu rămânem cu datorii pe anul 2018. Au fost achitate salariile și indemnizațiile anterioare, rămânând doar cu un singur salariu care trebuie să-l dăm de acum încolo. Mă refer la angajați. Aș vrea să vă informez că deci proiectele care au stat la baza proiectelor ce au fost depuse la AFIR Iași
a Uniunii Europene. Ne aflăm cu drumul de pe Haideac, din măsura 72, în fază de licitație. Cu căminul de la Bogata ne aflăm în fază de licitație. Deja ele se află pe serviciile achiziții publice. Cu drumul care face legătura de la Parcul Dendrologic la Fărău Adânc, în fază de licitație. Cu grădinița, cu program normal de la Dofteana, ne aflăm în fază de licitație. Cu cele două poduri de pe Valea Codului, ne aflăm în fază de licitație, a fost scoase pe serviciul de achiziții publice. Singurul proiect european, GAL, Valea Mutului, care se referă la asfaltarea de la pod, de la Gheorghe Camară, de pe Valea Codului, până la Bujor Constantin, 715 metri, care se află în fază de evaluare. În restul, toate sunt pe serviciul de achiziții publice și ele vor lua ființă, să zicem așa, în primăvara anului 2018, în situația în care se va ieși și din licitație, pentru că acolo mai intervine și alte contestații și CNSC-ul se va pronunța în momentul în care vor delibera și acele firme care vor câștiga. Vreau să vă informez atât pe dumneavoastră, cât și cetățenii din localitatea noastră despre canalizare, despre proiectul de canalizare. În marea majoritate a statelor ați văzut dumneavoastră că au fost în ultimele două săptămâni firme care au făcut măsurători în satul Ștefan Vodă, în satul Hădeac, în Dofteana, în Cucuieț. Vor beneficia de canalizare 27.000 de metri liniari din localitatea noastră, 5 sate și până la urmă, nu 5, doar numai 4. Și aș începe așa, Dofteana, Hădeac, Ștefan Vodă, Cucuieți și Seaca. Seaca nu se pot începe lucrările la canalizare pentru că trebuie să avem minimul 5 ani de când am turnat ultimul metru de asfalt. Deci ele sunt prevăzute în măsurători, dar nu va începe această lucrare decât peste 4 ani. În celelalte sate vor începe în zone unde nu se toarnă asfalt anul 2018 și 2019. Exemplu, unde turnăm de la Vosorică, de la Poartă, de la Hârbu Nicolae, la Pola Mihai și celelalte lucrări din Dofteana, inclusiv cel care merge pe lângă stadion și cel care plecăm de la Caraș la Poartă, nici între astea, ci numai pe ulițele aferente. Suntem într-o situație, la ora actuală, încă nu am început această acțiune, ci o vom începe de pe data de 3 ianuarie. Mi-au venit documentații de la CRAB. Această canalizare și conductă de apă potabilă vor fi beneficiari Crabul Bacău, nu va fi conducta noastră nici de canalizare, nici de apă, de la Hădeac și până în centrul Dofteana și din centrul Dofteana până la stația de epurare, acolo lângă dizbenzinare, inclusiv pe DN12A, pe ambele părți, DJ116D, drumul județean pe o parte și pe alta, inclusiv DN12A pe o parte și pe alta, va fi canalizare și apă potabilă, probabil începând toamna anului 2018 sau începutul anului 2019 se va întâmpla acest lucru, dar la ora actuală suntem în fază de obținere a semnăturilor din partea oamenilor, din partea locuitorilor. Deci pe fiecare stradă trebuie să-și dea acceptul fiecare proprietar de locuință, faptul că sunt de acord să se racordeze la conducta de canalizare a Crabului, care va trece pe la poarta fiecăruia, toată instalația va fi făcută, plătită, achitată de către Uniunea Europeană 80%, 18% Guvernul României, 2% Unitatea Administrativ Teritorială Dofteana. De la poartă și până la puțul de scurgere, unde avem fiecare la ghiuvetă și la baie, ne privește instalația din curte. Pe noi trebuie să vă dați acceptul în scris, faptul că sunteți de acord la racordarea conductei de canalizare de la poartă la conducta principală. Și în cazul care nu sunt de acord din 10-2? Vă rog, stați un pic, ajung și acolo și puneți dumneavoastră întrebări. Eu vă spun de la cei de la CRAB. Bineînțeles, acolo nu specifică și ce costuri vor fi. Noi știm destul de clar, și vă rog să studiați legea, deci taxa pentru canalizare este acea taxă 80% din apa potabilă
consumat. Deci dacă ai consumat 10 metri cub apă potabilă, ai 80% din apa potabilă este calculat că o dai la canal și aia se va plăti. Asta știm la nivel național, nu la nivel de dofteală. Dar vom vedea cât va fi taxa de racordare la momentul respectiv. M-am uitat pe internet, sunt taxe de racordare de la 0 la 3.000 de lei. Nu știm ce va fi la momentul respectiv, vom vedea. Bine, mai suntem încă, avem o discuție cu dumnealor și următoarea. Dacă noi suntem racordați la conducta de apă potabilă, DN12, 14, la momentul respectiv s-au făcut niște contracte de racordare, în schimb unor sume de bani, nu știu ce se va întâmpla la momentul respectiv, că ei vin cu o conductă de mare dimensiune. Și aici ajung la proiectul de hotărâre care v-am spus despre EDIAC. Pentru că pe o parte și pe alta va fi o conductă care dumnealor și asumă responsabilitatea până la ultima casă, până în fața parcului dendrologic, să nu ajungă presiunea. Deci ei echivalează presiunea prin acest proiect. Ei au făcut măsurătorile, știe, cunoaște aglomerările de persoane, știe câte persoane se vor acorda, știe câte persoane vor consuma apă și să face o medie la nivel de localitate europeană cât apă se va consuma. Bineînțeles, cu privire la ceea ce spunea diaconul Mihai, a întrebat cel care nu vrea. Deci acolo nu există un paragraf, cel care nu vrea. Noi acum mergem prin sat și o să vedem opinia oamenilor începând cu data de 3 ianuarie. Conducătorul acestei echipe va fi Toma Băuriță, care are și responsabilitatea să dea explicații necesare la oamenii respectivi. În Cucuieți nu vom racorda în prima fază Valea Podului, nu vom racorda un lozec s-a turnat asfalt în ultimul timp, ci doar centrul satului, începând de la Rotilă, din Uitoare, tot centrul satului și venim până la stația de epurare. Așa sună proiectul. Larga și Bogata vor fi în a doua fază. A doua fază când va stabili cei de Uniunea Europeană, Bogata se va racorda la Pulin, la stația de canalizare de la Târgu Ogna, iar Larga cu Dărmănești, cu Păgubere. Așa o stabili cei care fac proiectul. Și Seaca se va racorda tot aici, în a doua fază, după ce va ieși din garanție asfaltul. Și despre asta vorbim, după 5 ani. Da. Probabil cea mai afectată va fi Ștefan Văd. Începând cu Valea Câmpului și PSR. Revin spunându-vă, la Hădeac, deci nu a aprobat canalizare de la Parcul Dendrologic până la Păreaua Dâng, chiar dacă noi vrem să deschidem zona turistică acolo, prin modernizarea drumului, prin conducta de apă potabilă pe care o introducem acolo, și avem un proiect în planul 2018 și nici nu știu dacă noi vom putea să-l urmărăm, extinderea rețelei de furnizare a energiei electrice, care finanțarea noastră de 5 miliarde de jumătate. Diferență o pun eu. Vom vedea, dar orice s-ar întâmpla trebuie și făcut așa. Și atunci noi trebuie să gândim mai întâi, ori lăsăm să-și desfășoare activitatea cei cu canalizarea, vedem ce conductă, ce dimensiuni va avea conducta până la Hăgheac și dacă nouă ne permite studiul de fezabilitate să facem o stație de pompare de la poarta parcului sau dacă nu mai jos de la pod de la Isaac, să putem să pompăm până la Păreaua Dâng. Într-un fel sau altul trebuie rezolvată situația tot de către cei care vor face un studiu de fezabilitate și atunci cu specialiștii când ne întâlnim trebuie să luăm o hotărâre, să luăm o decizie. V-am explicat în mare despre canalizare. Mai departe, vreau să vă aduc la cunoștință despre proiectul de extindere a rețelei de energie electrică la PT2 Dofteana, PT2 Dofteana, acolo vis-a-vis de poștă, lângă Viorel Gușu, s-a câștigat licitația de către o firmă, au început să aducă stâlpi, de fapt eu am adus pe toți să află în custodia unui firme aici la Dofteana și probabil după anul 90 de vreme favorabilă vor fi înlocuiți toți stâlpii de la Viorel Gușu la poartă și până la dincolo de Sirian, cum zicem noi, extindere încă 415 metri până la Părău, care face subtraversarea pe sub DN12. Da, ăsta este un proiect bun, pentru că stâlpii vor fi plantați la limita proprietății și vor fi scoși de pe DN12. În mod automat, exact vă spun din experiență că de la PT2 la deal nu a mai fost niciun accident cu stâlpi din momentul când s-a întâmplat și lucrul ăsta și nu mai venit și întrerupe așa dese de energie electrică. Da. În mare, v-am explicat despre ce este vorba.
Aș vrea totuși să mulțumesc la sfârșit de an, inclusiv aparatului de specialitate, angajaților de la primărie, dar nu în ultimul rând dumneavoastră, pentru votul favorabil pe care le-ați dat în anul 2017, pentru propunerile care ați venit și proiectele de inițiativă pe care le-ați avut, pentru interpelările pe care le-ați avut în timpul anului și ați asigurat, să spunem așa, echilibrul, stabilitatea în localitatea noastră. Vă mulțumesc pentru colaborare, iar sunt sigur că tot împreună, începând cu anul 2018, vom lua deciziile cele mai importante care stau la baza conducerii localității noastre. Totodată vreau să informez Consiliul Local, căci începând cu data de ieri, asta înseamnă 21, s-au primit sumele de bani pentru încălzire, prin grija Guvernului. Vom da acești bani, data de 21, data de 22, astăzi, 27, 28 și 29, în sumă de 1 miliard 200 în bani vechi, sume de bani care sunt și aparțin cetățenilor din localitatea noastră. În mare, am dat explicațiile necesare. Totodată, l-am invitat pe șeful de post. Dacă dumnealui are pregătit un raport de activitate de anul 2017, inclusiv poliția locală, aș vrea în scurte cuvinte să ne dea explicații, apoi intervenim noi la încheiere. Da. Postul de poliție de Ofiana face parte din secția 3 poliție rurală Onești și este prevăzut cu o funcție de șef de post, 3 și 3 funcții de ajutor șef de post, poliție 3 funcții de ocupare. Activitatea postului de poliție s-a desfășurat în baza dispoziției IGPR numărul 123 din 2016, privind concepția unitară de funcționare și acțiunea posturilor de ordine publică ale poliției române. Activitatea desfășurată de lucrătorii postului de poliție au urmărit realizarea obiectivelor specifice ale IPJ-BACO respectiv. Prevenirea, combaterea și menținerea sub control a infracțiunilor contra persoanei, prevenirea, combaterea și menținerea sub control a infracțiunilor contra patrimoniului. Având în vedere situația operativă specifică, localității Ofteană, la nivelul secției 3 poliției rurale Onești și postul de poliție Ofteană s-a activat pentru prevenirea și combaterea furtului din locuințe, prevenirea și combaterea furtului de animale, prevenirea și combaterea furtului, prevenirea și combaterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, prevenirea furtului din auto, prevenirea și combaterea furtului de cablu, materiale feroase și neferoase, pentru asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice, pe raza comunei Crecon și pentru prevenirea și combaterea factorului sociale, polițiștii comunei au cooperat cu alte instituții cu atribuții domenii. Și nu în ultimul rând cu cetățenii comunei Ofteană, cărora le mulțumesc și pentru sprijinul acordat. Deși în această perioadă s-au soluționat un număr de 88 de dosare penale, din care 65 autori cunoscuți și 16 autori necunoscuți, ocazii cu care un număr de 92 persoane le-au fost probate săvârșirea de infracțiuni, fiind trimise judecată. Principalele cauze care au generat comiterea de infracțiuni sunt existența unor stări conflictoare generate de consumul exagerat de alcool, neînțelegeri intra și interfamiliare, starea materială generată de lipsa locurilor de muncă, nivelul redus de pregătire a unor categorii de persoane, în special al tinerilor, existența unui număr mare de locuințe neasigurate, ori a căror proprietari sunt plecați din țară, neluarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și valorilor conform prevederilor legale, lăsarea nesupravegheată a animalelor pe câmpii de zlatu sau locuri izolate, aplicarea unor măsuri administrative față de unele persoane care au comis fapte penale. În perioada evaluată, poliții și postul de poliție de Ofteană au aplicat un număr de 118 sancțiuni contravenționale, din care 71 sancțiuni la legea 61/1991 republicate privind asigurarea ordinii și liniștii publice, cele mai multe fiind pentru provocarea sau participarea la scandal în locuri publice, adresarea de înjurii, amenințări poate de violență, folosirea de cuvinte sau expresii jignitoare, alarmarea fără drept a organelor de intervenție. Împiedicarea sub orice formă a lucrătorilor de poliție și de a și de primi sarcini de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la serviciu poliție. Refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate în perioada analizată este de 37.700 de lei. Având în vedere interesul comun al tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul asigurării ordinii publice prevăzută de legea administrației publice locale, supunem atenția Consiliului Local și Primăriei Ofteană monitorizarea video
a zonei în care se comit prevederi de călcare prevederilor legale, aspect din natură a contribui la creșterea siguranței cetățenilor, precum și a bunurilor acestora. În convingerea unei cooperări eficiente între instituții în interesul cetățenilor, vă mulțumim pentru sprijinul acordat și vă asigurăm în continuare de disponibilitatea polițiștilor secției 3 Poliție Rurală Onești și postul de poliție Ofteana de a acționa în conformitate cu competențele conferite de lege pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și prevenirea și combaterea fraudelor antisociale. Mulțumim, domnul. Da. Aș vrea să punem o întrebare. Postul de poliție de Ofteana sau funcția de șef de post a mai fost pusă la concurs? Este ocupat interimar de dumneavoastră? Este ocupat interimar. Până la sfârșitul anului 2017 s-a blocat toate examenii pentru a trebui un șef de post. Urmează că la începutul anului 2018 se... Bun. Schema de încadrare a dumneavoastră sunt de minim 4 lucrători. Da, minim 4 lucrători, din care o polițist, al 5 alugături suplimentar pentru linii de cipsoare. Dar la momentul postului sunt ocupate de 3 instituții. De lucrători, da. Da. Bun, dacă dumneavoastră ați terminat, încă o dată vă mulțumesc și vreau să vă întreb câteva lucruri. Am văzut în activitatea dumneavoastră acolo, v-am mai spus și repet, nu chiar nu mă încălzește cel puțin pe mine cu nimic sancțiunile pe care le-ați dat. Dar aș vrea să vă întreb despre dosarele cu autor neidentificat. Da. Câți ani are crima de la Larga, dascălul Vasile, aș vrea să știu în ce situație se află dosarul, dacă știți. Dosarul este implementat din studiul de poliție de ziua 48, se află în curs de cercetare, până în prezent nou cu identificația autorului faptei, se efectuează cercetare în continuare. Deci pe noi asta ne interesează. Da. Rezonează peste tot, spune un criminal, stă în libertate. Da. Deci persoana este decedată și criminalul este printre noi. A doua problemă. Cu privire la furtul din locuință, vă spun la cele mai noi așa. La Țuștiu Costel, care a durat de 2 săptămâni, și la Timaru, la fel, de o lună de zile. Puteți să-mi spuneți ceva? Da, la Timaru sunt dosarul sumitis, iar eu fi făcut mare efectul cercetării în vederea identificării autorilor faptei. Sperăm că cel mai scurt timp se identifică cu motorul ca și recuperarea prejudiciului. Bine, dar v-au ajutat totuși cu ceva camerele la vedere, nu? Da, bineînțeles, da. Și... deci camerele la vedere de la piață, camera la vedere de la cine cim de acolo, nu mai dăm numere, care i-au identificat că... de și camera la vedere la piață doar mi-ar tot figură atletă. Nu mi-ar fi din momentul în care așa este și recunoscut, nu poți să-i distingi fizionomia, dar totuși măcar se vede direcția, din ce direcție a venit și a venit într-o mașină, s-a dat jos din mașină și a acționat și a produs. Iar la Țuștiu chiar nu am cunoscut despre această situație, și poți fi fost alți colegi de la comunitate. Da, l-am sunat pe atunci și erați în vie. Da. O altă situație care vreau să o discut și vă informez aici pe tine. De data de 27 la ora 12 avem o ședință cu jandarmerie. Vă aș ruga respectuos dacă și dumneavoastră vreți să participați, nu un coleg de-a dumneavoastră. Sunt niște situații care mai mulți pădurari de pe raza localității noastre ne-au adus la cunoștință următoarele aspecte. Se încarcă căruța cu lemne din pădure, 20-25, chiar am participat și eu și-am văzut, 20-25 de căruță într-una din zilele lemne, nu legătura cu șeful de ocol, care a spus că anul acesta 3.700, 4.000 de metri cub de material de lemn transportat, mai ales că nu s-au dat. S-au dat, dacă sunt dat. Nu poate să-i dea avizul în pădure, îi frig, plouă și așa mai departe. Și le-au permis, la un exemplu, Bogata sau Largă, le-au permis să vină până la intrare în sat. Și acolo să vină pădurarul să-i emită. Pădurarul, am stat de vorbă cu domnul și am spus, domnule, mă întrebești 15 minute sau 10 minute ca să mă dezmorțesc, pot să tai un aviz. Așa, jandarmeria nu înțelege lucrurile astea. Și, în general, jandarmeria face niște acțiuni în comun, împreună și cu dumneavoastră. Adică cu colegi de dumneavoastră. Așa. Și aș vrea totuși, nu spune nimeni să facă nimeni ilegalități. Dar totuși au venit oameni și au zis, domnule, stăm la rând, 10 căruți la Bogata, vine jandarmeria, ne verifică în pădure, îți vadă ce fel de lemne tăiem. Da. Așa. Și bineînțeles, pădurarul, că au intervenit, am vorbit și cu șeful de ocol. Zice, domnule, noi dăm bon, nu pleacă nimeni fără bon acasă. Deci să se ia, să înțeleagă aspectul ăsta că în pădurii nu se poate tăia pe căruță, n-ai unde, n-am. Ocolele întrebitoare trebuie să se dea vizit de la din fond, de unde se pleacă cu atelajul tipul.
de transport ca să vă mulți fiți așa prevede de legea 71 și 80. Știu. Dar dumneavoastră introduce în baza de date toate aceste avize au un termen. Cât domnul Bașa? 7 zile. În 7 zile. La cei sub 3 metri cub. Sub 3 metri cub. Da. Bun. Și au venit oameni, domnule, dar stăm atâtea ore la rând aici, că stă 2 ore, de multe ori. Și da, să vii pădurarul de acolo. În pădure nu poate tăia că plouă. Și în momentul când ai desfăcut un document, să-l faci, că nu se mai cunoaște nimic de el, și așteptăm să vină în sală. Nu-i numai cazul lui domnul Balcan. Sunt mai multe cazuri deci de felul ăsta. Deci, dumnealor, se subordonează direcției silvice al județului Bacău, există șef de ocol, colegii dumneavoastră de jandarmerie, colegii din poliție, domnule, poate să sune pe cineva, domnule, omul nu pleacă, deci vine până la intrarea în sat, acolo, că nu are ce face, dacă stă 20 de căruță, vine intemperii, că oamenii în general și aduce lemne toamna, iarna, și trebuie să se înțeleagă. Deci avem o întâlnire pe data de 27 la ora 12, care, în afară de situația pe care v-am spus până acum, se va discuta și situația ceților de urs de pe data de 31, care vom stabili o ordine de bătaie, ca să spunem așa, în termeni militari, de așa natură să nu avem evenimente neplăcute. La Dofteana n-au fost, cel puțin în ultimii 10 ani, n-au fost situații de pe urs și vă asigur că nu sunt motive. Oamenii știu ceea ce au de făcut în ziua respectivă. Da, ați dat totuși cuvântul poliției locale și după aia intervenția consilierului. Bună ziua! Raportul de activitate a Poliției Locale pe anul 2017. Poliția Locală Dofteana, compartiment în cadrul aparatului specialitate al primarului, funcționează la nivelul primăriei Dofteana din anul 2008 și prin în prezent. Iar în ultimul an, acesta a întreprins următoarele activități. Menținerea ordinii și liniștii publice pe raza localității, soluționarea plângerilor venite de la cetățeni prin anchete la fața locului împreună cu domnii consilieri locali, acțiuni privind circulația pe drumurile publice comunale a autovehiculelor care depășesc greutatea maximă admisă, acțiuni de protecție a mediului înconjurător, verificarea construcțiilor noi și punerea lor în legalitate, îndepărtarea animalelor de pe terenurile agricole și sancționarea persoanelor vinovate, soluționarea contestațiilor privind la organelor judecătorești prin strângerea de probe și formularea de întâmpinări, apel sau recurs, depistarea utilajelor neregistrate și punerea lor în legalitate, verificarea comercianților din târgul săptămânal pentru stabilirea numărului de producători și societăți comerciale care efectuează acte de comerț în incinta pieții Dofteana, paza bunurilor și valorilor din patrimoniul domeniului public și privat. Au fost aplicate un număr de 37 de sancțiuni în valoare de 9.700 de lei. Nici asta nu mă încălzește prea mult cu privire la sancțiuni. Mai bine este ca să prevenim, dar dacă s-a ajuns până la situație de felul ăsta, și haideți să discutăm și despre autovehiculele parcate pe domeniul public, domnul Tăbuc, chiar apreciez pe cei din Cucuiesc care au înțeles. M-am dus personal la poartă la Claudiu și au cumpărat o suprafață de teren și la toți cei care am discutat în ziua respectivă, când a fost o discuție în Consiliul Local, m-am dus personal acasă la cei care parchează pe domeniul public. Să văd dacă, într-adevăr, are loc sau nu are loc. Să știți că au loc, dar trebuie să aibă bunăvoință. Începând cu data de astăzi, mașini care parchează pe domeniul public, domnul Tău, și periclitează circulația autovehiculelor rutiere, vă rog frumos să luați măsurile legal constituite, începând cu data de astăzi. Pentru că la sediul primăriei, după ce ședințele Consiliului Local s-au văzut de mai multe ori pe postul televiziune, au venit multe persoane și au zis, domnule, foarte bine procedați în felul ăsta. Păi ce ar însemna noi sau unul dintre dumneavoastră, cel care este deținător de tir? Să-l ții la poartă. Sunt și eu și așa mai departe. Da, acolo unii e posibil și poate să locuiască, este altceva. Deci vă rog foarte mult și mă adresez tuturor cetățenilor să introducă autovehicul rutiere, cel puțin noaptea în curte. Prezintă un adevărat pericol. Din aceste motive, pentru ceilalți poți să mai dați, puteți să mai dați și câte un avertisment, dar ăștialalți, nu. Pentru că îi protejăm autovehiculul și viața altor persoane care sunt participante la trafic. Mulțumesc. Mulțumesc că a deschis acest subiect. Aș vrea tot să fac o mică paranteză. În fața magazinului central, după ora 16, se puțin să parchează... Se blochează circulația. Nu se blochează, dar totuși se păsă câteva mașini care parchează regulat acolo. Și n-am lăsat niciun indicator să indice ce staționare, oprirea, să eventual parcă închidă. Și cred dacă se poate în partea primării, nu trebuie să instaleze un indicator acolo, cât de cât îmbăsită. Domnul Tău, deci acolo ne-am turnat noi betonul ăla vis-a-vis de primărie, este un indicator oprire interzisă.
Evream la centrală. Deci. Ați înțeles? Deci, bun, dar semnificația unui indicator cu oprirea interzisă, nu numai în dreptul indicatorului, trebuie să mergi la 50 metri încolo. Deci există. Dar haideți să vă spun partea noastră. Drumul este DJ116, de care este în administrarea Consiliului Județean și noi avem un document justificativ prin care am informat Consiliul Județean să monteze indicatori. Vă rog frumos, în copie, să comunicați șefului de post, să vedeți că noi avem inițiativă. A doua problemă pe care am făcut-o. Autocarele, autobuzele care transportă acei muncitori care vin de la Croitorie și din alte părți, nu le-am dat aviz de stație să oprească în centrul localității vis-a-vis de central. Nici pe parte, nici pe altă. Deci nu am dat aviz de stație, am dat aviz de stație în fața casei de cultură. Deci pe momentul când mai multe mașini parcate pe dreapta, pe stânga, în Aval și în Amont, și mai vine și un autobuz sau chiar două, s-a blocat circulația total și blocat și pe DN12. Și un adevărat pericol. Deci nu am dat niciun fel de aviz de stație, iar dumneavoastră, drumurile județiene, aveți șef la drumul județiene, la dumneavoastră, la poliție, era odată domnul Crețu, vă rog frumos să spuneți să-și facă. Dacă mașinile au fost în afara părții care o stabil, este una, dar în momentul când blochează circulația, este altceva. Noi am sesizat Consiliul Județean cu privire la ce? La magazinul central și la parcare la magazinul central, cu privire la traversarea la școli, când nu există trecere de pietoni, cu privire la trecerea de pietoni din fața unității administrative teritoriale, cu privire la școala Hăiac, care la fel nu există, și avem documente scris care putem justifica. Din acest motiv, vă rog frumos să vă impuneți. Da. Acum, dumneavoastră, domnul consilier, dacă doreți să adresați întrebări. Da, domnule. Da. Vis-a-vis de subiectul care l-am discutat până cu ultimul subiect, începând de la intersecția cu Cuiețu, o speță subcultoare aici, în afară faptului că parchează, și au mai pus niște bolovani de protecție, de ornament, e obăruit, e obopsit, e pe domeniul public. Nu știu cine, care e familia, dar sunt mai multe cazuri din satul Larga. A doua problemă, i-am informat în mare parte pe cei care parchează câte două, trei mașini din gospodării pe domeniul public și am zis că va fi interzis în următoarea perioadă. Dar asta chiar ieșe din comun. Să mai pui și, și așa e drumul, e strâmt, să mai pui și bolovan și obsești și faci nu știu. Acum e cu unii public, nu e. Da, nu da dar ziua n-ai, ziua vine parchează, să duci omul până în curte, ies înapoi. Da. Vorbesc de noapte. Dar sunt și la vânzare pusă, nu la vânzare în lotul hotărârii. Da. Și acea hotărâri primată, vai, dacă există... Și tot în punctul ăsta sunt uitoare. Dacă există loc, parchează ăla și plătește o taxă. Dar în momentul în care nici măcar nu există, doamne, ai dat 10 lei pe lună și să parchezi mașina, să te ocolească toți. Avem și remorci lăsate. Și la dumneavoastră, domnul consilier de acolo, în zonă, dumneavoastră. Nu mai sunt acum. Bun. M-a sunat un vecin cu o remorcă care transportă cai, înțelegeți? Da. Și era pe domeniul public noaptea. Nu e normal, deci vă rog foarte mult. Plus de asta, cum spuneți la arest, la crâșma asta, la ultimul leu, la botezat iarăși, numai căruț și pe parte și pe altă. Nu? Deci, domnul comun, vă rog frumos să vă impuneți, pentru că cei care intră la crâșmă, să știți că nu intră, care intră și o pâine, l-am înțeles, dar care au intrat și bea înăuntru și apoi pleacă cu bidonul de vin sau de bere, cu căruța și el fiind și în stare de ebrietate, nu poți să mai accepti asta. În ultimul timp, cu ocazia patrulării de tot, chiar s-a pus un accent interesant privind locația de tot. Și mai ales noapte. Domnul Comandant, în toți ani am avut accidente mortale, inclusiv pe DN12 și pe DJ câteodată. Anul ăsta nu am avut. Asta nu înseamnă că nu s-a făcut treaba. Nu contest lucrul ăsta. Singurele lucruri pe care le-am contestat, am spus, deci și într-o altă ședință, un om care a adus 3 lemne și i-a mărât vai de capul lui, să-i dai 20 de milioane amendă, nu văd normal. Da, este adevărat faptul că o încălcare aici și cu un braț, până la urmă. Dar trebuie să ne înțelegem și să avem un pic de clemență și de decență, de așa natură, să, băi, să confiscă și m-am terminat-o, dacă se ajunge până acolo. Dar vă mai spunem, nu pleacă nimeni din pădure, fără să știi cineva de el. Despre asta vorbim. Dar o să avem o discuție între cei ce conduc jandarmeria. Dumneavoastră vă invit pe data de 27 la ora 12 să avem o discuție aici și voi chema și pe cineva de la comisie. Da. Dintre domnii consilieri, altcineva. Eu aș vrea ceva din întrebare. Dacă se asfaltează zona noastră acolo de la Bosonic, la Ștefan Vodă,
Nu se poate în regim de urgență să facă întâi canalizare, că după, după 5 ani... Domnul de acolo, știți ce înseamnă proiect de canalizare? Deci vorbim de proiectul de canalizare de vreo 2 ani de zile. Hai ca să nu mai tăiem asfaltul, să... Domnule, ați auzit cine e beneficiarul? Nu. Nu v-am spus grabă. Deci cine investește banii? Uniunea Europeană. Dacă suntem în fază de măsurători de teren, până la... Păi da, poate să dureze cu o durată de noi și 2 ani licitație. Exact. Noi nu mai turnăm asfaltul. Vă rog să înțelegeți. Bun, dar nu taie nimeni asfaltul. Deci la dumneavoastră 5 ani de zile nu se mișcă nimic. Vine canalizare după. Și după aia nu taie după 5 ani, pe mijloc. Domnule, să fim sănătoși să ajungem până atunci. Da. Să ne ținem și unii de pe considerentul ăsta am zis ca să nu se... Dacă așteptăm după ei cu canalizarea, o să mergem prin noroiul acela, mai mergem vă 5 ani, poate. Deci proiectul este făcut, este aprobat în funcție de valoarea respectivă pe 27.000 de metri liniari de canalizare. Asta vreau să vă spun. Gândesc eu că cei care au făcut studiile de teren s-au gândit așa, câte un pic în fiecare sat. Dar trebuie să înțelegeți că Hăgheagu, Dofteana, Ștefan Vodă vor beneficia, cel puțin Dofteana pe o parte și pe alta, nu va fi confort, va fi disconfort. Asta e clar că va fi. Disconfort mare. Dar haideți, vreți să vă spun încă un lucru? Bun. Dumneavoastră în 2016, în luna mai, umblați cu o mapă sub soară prin Hăgheac și spuneți așa, fac canalizare. Dacă a nostru durează așa de mult, apucați-vă dumneavoastră în 2018 și noi ne apucăm în 2019 de asfaltat, după dumneavoastră. Ca așa prosteați oameni. Fac canalizare și un proiect integrat, gaze, apă și canal. Dacă vă grăbiți, Doamne ferește, noi ne retragem și dumneavoastră apucați de canalizare din anuare. Așa umblați în 2016. Eu am venit cu un raport de activitate și am spus ceea ce am făcut, ce am promis eu și 12 consilieri de aici. Veniți și dumneavoastră cu raportul de activitate și spuneți așa, că mă apuc de un proiect integrat, uitați-l, de la anterioare și noi ne apucăm de asfaltare în 2019, am în eu. Spuneți, domnule, ce era? Era minciună sau adevăr? Ca să audă toți. Ce să fie? Adevăr era. Ce adevăr? Ca fiind intram noi la conducere, normal trebuie să facem proiect. Deci ce am propus, la ce am promis. Din ce fonduri? Din fondurile care le-ați făcut și dumneavoastră. Ah, dar la noi era un proiect deja pe linie. Păi, dacă era pe linii, foarte bine. Păi, continuăm ce au început alții. Împreună. A, cu ce împreună? Haideți, domnule. Ce, ați știți ce înseamnă integrat? Proiect integrat. Știți ce înseamnă integrat? Unde ați văzut dumneavoastră canal peste gaze și apă? Unul peste apă. Canalizarea se face separat. Da? Aducțiunea de apă separat. Și gazul este altceva. Nu? Dar au condus altcineva care au terminat banii pentru gaze și la ora actuală conductele sunt aruncate peste totul. Dacă ne ducem la vecinul Cornelu și Oancea, e o mașină de tubulatură de 6 țuri pus acolo, gramat. Domnul Balcanu vă bați spune. E băgată și conductă până la Tara și a fost băgată cu gaze. Domnule, eu vă spun, normativul de gaze nu permite așa ceva. Deci în forma în care s-a băgat. Orice lucrare trebuie să fie supravegheată. Înțelegeți? Știu. Documentat. Da, eu am înțeles aspectul, cred că și dumneavoastră înțelegeți ceea ce v-am spus. Mai departe, altcine. Bună. În fața pieței acolo, unii tot se amenajează de un an, am văzut că de un an s-a trimis gliblură, s-a făcut frumos acolo. Sunt câteva mașini noapte care vin, fac piruiete acolo, poate mară, nu așa. Sunt cană, nu a vedere, a trebuit totul. Eu văd de la mii de acasă, dar oprește mașina asta un pic și când pleacă, sare tot de acolo. Așa este. Sunt șanțuri făcute de la urma cauciucului lor. Și sunt câteva persoane, băieți tineri din ăsta, care... Normal acolo, și aici face în fața șerii, nu știu, le place probabil cum s-aud cauciucurile, sau ce sunt întâmplă. Vreți să vă spun un lucru? Și acum dacă... Cine a contestat din Dofteana punerea camerelor la vedere? Știți? Știți, nu? Nu e destul de bine. Și pe la DNA s-au mai făcut scrisorii, că și dumneavoastră nu ați fost indiferent. Da, eu vreau să spun mai multe, înțelegeți? S-au contestat alte camere care bătea pe persoane. Nu, domnule, la ora actuală au rămas și vă prinde bine. Da, da, acum da, într-adevăr. Vă prinde bine. Atunci prindea bine la altul, da? Nu, nu o prindea, nu, nu vă urmări nimic. La ora... Acum prinde bine, nu, sunt în siguranță, vă spun. Doamne,
Doamne, nu ar vreau să văd și eu. Și dacă de luni o iau și o bot în altă parte, nu mai sunteți simulați. Nu. Știți că are primarul ceva cu dumneavoastră. Nu are nimic. Nu, m-am revit așa cu la ora actuală, dacă cine... Domnule, dreptate aveți. Cu ceva, vin și domn primar, dați-mi pe voie să văd și-o pe camere cine mi-o să regal, sau cine a furat, sau cine a făcut, știți? Este adevărat. Asta e. Eu am spus-o și repet. Am vrut să accesez un fond european, dar Uniunea Europeană vedeți dumneavoastră să face niște ghidurile solicitantului, nu pentru ce vrei. De-aia pentru parc, pentru sală de sport, pentru canalizare, dar nu spune pentru supraveghere video. Mai nou, acum vedeți ce se întâmplă și în parlament cu supraveghere video. Da. Bine, vedeți, vă întreb, o să ia de propriu. Dacă te duci și vezi fizionomia unui om, măcar îți dă niște indicii, știi cine este. Da, dar fără acordul lui n-ai voie. Ce se întâmplă? Vom discuta la aprobarea bugetului. Pentru că ce doresc eu? De la Nelu Spoială, zis Țup, să refac toată canalizarea aia de acolo, să pun coloană corodată până la Titi Isache, deci să înlocuiesc tot din cămin în cămin, chiar, dacă este mai sus, și să asfaltez totul. Și după aia, dacă vrea să fac piruiet, îi fac. Dar vorbesc despre bugetul de anul viitor, 2018 sau cel târziu 2019. Canalizarea și să asfaltăm. Poftim? Măcar aici să facem întâi canalizare. Nu, ceea ce vorbesc eu nu-i canalizare. E pentru drenaj. Ce vorbesc tot eu. Tot canalizare este pentru... Nu. Măsurătorile care se fac la canalizare, ultimul răspuns mi l-a dat în felul următor. Se va tăia DN12 pe o parte și pe alta și nu va afecta trotuarul din fața curților. Pentru că le-am spus, există fibra optică, există canalizarea apelor pluviare destul de clar acolo, da, între proprietăți și canalizarea apelor pluviare acolo. Există deja o coloană de apă acolo. Trebuie să înțelegeți că ei vin cu coloană de apă de 800. Așa. De 800. Pentru că asta va continua și va merge către Onești dublura conductei de apă care se apă prin câmp. Așa. Vin cu coloană de 800 și atunci noi trebuie să facem racord de la aia de 800 intra noastră din fața porții. Mă înțelegeți? Și nu ne-am permis lucrul ăsta, ne-am spus. Și eu am spus, domnule, vom avea aprobări de la DN12A și vom veni pe DN12A. Așa mi-a spus ultima dată. Am avut discuții acum vreo seară până târziu. Deci până nu vom vedea exact de apropiat ce se întâmplă și atunci sper să nu ne afecteze nici parcarea noastră de la... Nu, dar în proiect e destul de clar, ați văzut. Se asfaltează exact suprafețele care le afectează ei. Ei lasă terenul la forma inițială, exact cum a fost înainte să lucrăm de lucrare. Da, ca și la târg, nu ne uităm la alții, hai să ne vedem, să ne facem treburile noastre. Da, domnule. Da. Poate în 2018 ne ajutați și pe noi cu voi ăștia, cu dilapele române, să îndiguiască trotușul. Deci partea de asta. Da. Da, domnul consilier, vreau să vă spun în felul următor. Am adus la cunoștințelor la Apei Române, noi suntem într-o discuție destul de serioasă în spatele primăriei care prezintă un adevărat pericol pe râul Dofteanu. Bun. În urma mai multor adrese pe care am făcut-o către dumnealor, le-am solicitat în scris să îndiguiască zona când îi pune în pericol vecinii și pe noi unitatea administrativă. Răspunsul dumneavoastră a fost în felul următor. Să avem avizele necesare de la Transgaz, trece o conductă de gaze, de la CRAB, de la Petrol, în perioada în care ei indiguiesc. Cei de la Transgaz au dat răspunsul că se vor prezenta în ziua când ei se vor apuca de lucru, firma respectivă, și vor sta lângă cei care lucrează acolo să nu le pună în pericol conducta care traversează. Dar am stat de vorbă cu directorul de la Apele Române și pe anul 2018 este prevăzut doar zona Cucuieț în aval și în amonte, în aval și în amonte, cu gabioane și consolidarea maturilor. Asta mi-a spus, pe 1,5 km. Deci regularizarea râului Trotuș și afluenților săi este un proiect pe 15 ani, care ei s-au apucat de la Agăș, s-au apucat la Său, au continuat la Pomănești și au rămas acolo. Înțeleg că anul 2018 vor fi sume necesare pentru așa ceva. Deocamdată proprietari sunt cei care administrează Apele Române, ei au făcut demersurile care ne-au stat la demă. Da. Mi-ați mai spus mult. Mai departe. Deci așa mi-au spus asta, vă rog. Să sperăm. Da, mulțumesc. Da, domnul. Aș ruga conducerea primăriei, dacă s-ar putea opri, că oprirea de vărsărilor astea de apă menajeră și chiar de acum apa de la Ciușmeleș, apa menajeră chiar, pentru că acum o dat Dumnezeu de-a fost
un pic necal. Și trecem și sărbătorile tot cu cal, dar în schimb dacă îngheață, se putea să mai intervină și altceva, niște lucruri de picioare și altele, în cauza deversărilor astea. Mă bucură faptul că de vreo 2 ani de zile s-au ridicat de pe domeniul public țevile astea care erau în domeniul public chiar la primărie, dar în schimb aici așa pe, pe drumul ăsta județean, până sus la parc, mai sunt pentru câteva locuri niște țevi care obturează da. Situația. Ar trebui, poate, ferească Dumnezeu, suntem majoritatea conducători auto, de un copil, de ceva, vrei să ferești o mașină, te-ai izbit în țevile alea, în orice țevi. Deci copiii sunt copii, se joacă, se dau cu sani, ai perioada de iarnă, se alunică, se zdrâncesc, se bat cu bugă de zăpadă. Ar trebui scoase toate astea de domeniul public. Doamne, lucrul acesta l-am făcut pe DN12, pentru că acolo era... Am văzut. Știți destul de bine. Pentru că acolo era domeniul public. Am văzut. Zis, domeniul public, da? Da. Aici e proprietatea drumului județean, dar noi așteptăm canalizarea, pentru că canalizarea trebuie să făcute rigole pe o parte și pe alta de scurgere a apelor pluviale. Și atunci vom elimina totul. Deci cei de la Uniunea Europeană, inclusiv proiectele guvernamentale, nu finanțează podețele care intră și ieși din curte. Deci este în grija bugetului local. Deci nu finanțează. Ați văzut exemplu țeata. Am pus sub traversele care intră în curte și ies din curtea oamenilor, rigolele ne-am făcut pe buget local, deci ei nu dau confinanțare pentru așa ceva. Noi aici, din centrul localității și până la parcul de îndrojie, trebuiește rigolă pe o parte și pe alta, rigolă de scurgere a apelor fluviale, largă, înțelegeți, să scurgă apa de așa natură, să poată să nu mai pună în pericol, să spună drumul județean, dar până nu introduce canalizare, nu trebuie să facem nimic. Muncim în zadar. Și nu are rost. Dacă se poate un pic de versările astea de apă. Știu. Pe domeniul public. Și pe șosea da. Special. Mulțumesc. Mai departe, vă rog. Da. Dacă dumneavoastră nu mai aveți, mai există cineva care vrea să vorbească. Dacă nu mai aveți, ce vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Care doriți dintre dumneavoastră, vă rog să rămâneți, a venit un grup de colindători care vrea să ne colinde atât pe cei care conducem primăria, cât și Consiliul Local. Dacă dumneavoastră doriți și vreți să rămâneți, puteți să rămâneți. Din partea Unității Administrativ-Teritoriale, avem pentru fiecare consilier și nu numai, câte o agendă și un calendar pentru fiecare. Vă rog să le primiți, doamna viceprimar o să vină în mâneze, aduceți și calendarul. Da. Dacă nu mai aveți nimic de spus, înainte de a încheia, doresc să vă adresez câteva cuvinte la sfârșit de an. Mai avem câteva zile, așteptăm până la cum, până dintre ani. Vă doresc să vă spun de multă sănătate, dumneavoastră, familiile dumneavoastră și, într-un cuvânt, să aveți sărbători liniștite, prospățite de tradițional la mulți ani. Mulțumesc! Mulțumesc! De clar, ședința închisă.